În județul Mehedin s-au produs multiple accidente în ultima lună. Principalele cauze ale acestora sunt deseori viteza, alcoolul și mai ales neatenția. Abordăm această temă deoarece conștientizarea cauzelor accidentelor ar putea fi un bun mod de a preveni astfel de situații periculoase. Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave sunt nerespectarea regulilor de circulație, defecțiunile tehnice ale mașinilor, folosirea telefonului mobil la volan, viteza excesivă, consumul de alcool, consumul de substanțe psihoactive, oboseala, conducerea fără permis de conducere, dar și multe altele. Având în vedere ultimele accidente rutiere cumplite, care se întâmplă în județul Mehedinț. Care considerați că sunt principalele cauze? Domnișoară, foarte multe cauze sunt, dar una din principalele cauze este că nu se respectă legea. Tinerii, mai ales, care au carnete de puțin timp, mână și fac numai prostii și diverse lucruri care nu sunt permise. Legea este foarte permisibilă. Un alt motiv îngrijorător este conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Aceasta face parte din categoria infracțiunilor care au ca obiect juridic siguranța circulației pe drumurile publice, însă majoritatea tinerilor nu înțeleg acest lucru și continuă să conducă fără permis. Ați văzut că unele persoane conduc fără permis de conducere. Ce părere aveți despre acest lucru? Aia care sunt prinsă nu se mai dea voie să conducă, să dea pentru permis. Până la ce accidente, ce omoră, ce... E rău de tot. De asemenea, majoritatea românilor consideră că este vina autorităților, deoarece legea nu este destul de aspră încât să-i oprească pe aceștia. Credeți că legea trebuie să fie năsprită? Da, eu cred că da. Majoritatea românilor recomandă accentuarea controalelor rutiere pentru diminuarea accidentelor mortale. Considerați că ar trebui să fie accentuate controalele rutiere? Bineînțeles, controalele, amenzile. Din aceste cauze este foarte important să fiți atenți la drum, să respectați regulile de circulație, să respectați ceilalți participanți în trafic pentru a putea preveni producerea de accidente rutiere, care se pot solda cu vătămări corporale sau chiar decese.